Un discuției s-a alăturat și domnul Gheorghe Nedelcu, vicepreședintele Asociației Filmelor din România. Bună seara, bine ați venit! Vă mulțumesc, bine v-am găsit, bună seara noastră și telespectatorilor și distinșilor noastre invitați. Domnule Delcu, ca să vă introducem în atmosferă, discutam despre acea taxă pusă pentru reciclarea ambalajelor de către Ministerul Mediului, o inițiativă, o directivă europeană, dar despre care cei din industrie să plâng că este mult mai mare decât oricare această taxă similară din statele europene și că asta va duce la o creștere la rafta produselor din România cu 20 până la 30%. De asemenea, înțeleg că domnul Bercu spune că va avea o consultare pe 21 ianuarie cu cei din industrie, dar pe 25, cei de la Ministerul Mediului cu industria, dar pe 25 ianuarie se vor acorda sancțiuni, primele sancțiuni, dacă legea nu va fi îndeplinită. Cum vedeți problema? O lege care a trecut foarte repede, susțin cei din industrie, de comisiile și de parlament, atât de Senat cât și de Camera Deputaților. Rare și mie mi se pare normal pentru România. 1. Veștile proaste întotdeauna se adeveresc, alea bune nu se adeveresc. Când e vorba să ia cât mai mult, când să-ți dea, să-ți dea cât mai puțin, da? Sigur că grija pentru mediu trebuie să fie mare, da? Și într-adevăr toți trebuie să avem grijă de mediu, dar cei care au frâiere în mână, da? Este bine să nu exagereze și ei exagerează. Nu numai la taxe, în toate domeniile și atunci când e vorba să facă controle pentru respectarea normelor de mediu la societățile comerciale și aici ești confruntat cu tot felul de exacerbări și cu tot felul de interpretări, da? Pentru că acum iar revenim la problema legilor, da? Și la problema Parlamentului, cei care elaborează și care votează legile, da? Care lasă la mâna fiecăruia interpretarea legii, da? De parcă ar fi arsa atracționistă, știi? Este o picătură de tuș și unul vede, spune că acolo e joben și altul că e surâs de cioară, da? Deci avem pe de o parte de a face cu un parlament care votează legi ce pot fi interpretate și pot fi aplicate în diferite feluri de diferite instituții, pe de o parte. Pe de altă parte, avem de-a face cu exagerarea celor care sunt chemați sau care sunt plătiți ca să aplice legile. Toate astea se răsfrâng asupra producătorului, pentru că întotdeauna, sigur, acum, chiar dacă ne uităm în istorie, producătorul e cel în care s-a tras de către toți. Dar parcă acum această țintă este mult prea mărită și pusă în fața tuturor trăgătorilor. Iar când discutăm despre agricultură, cred că aceste instituții care sunt puse să verifice aplicarea legilor în agricultură chiar nu realizează ce înseamnă agricultura pentru țară și chiar nu realizează ce eforturi să fac de către cei care acționează în acest domeniu. Chiar credeți până la urmă că se va putea duce la o sufocare pe lângă faptul că avem acele importuri de legume, fructe, despre care și ministrul agriculturii a spus că ar trebui cumva stopate și că nici măcar nu sunt de primă mână, de prima calitate, această taxă ar veni să adauge încă o zală la lanțul care strânge de gât producătorul și procesatorul român? Bine, dar problema este în felul următor. Cu toții conștientizăm că există o concurență neloială. Da. Din plecând de la cel mai simplu lucru, subvenționarea inegală. Bun, dar ne punem și piedii singuri. Păi, mai mult de atât, din momentul acela când toți am considerat că există o concurență neloială prin această piață unică, care nu dă posibilitatea ca și cost de producție să existe unitar, un cost de producție unitar, din momentul acela s-a terminat. Există o concurență neloială cu diferențe de prețuri. Mai mult de atât, intervin în momentul de față legile naționale, regulamentele internaționale, regulamentele Uniunii Europene, care se transpun în legislația națională, care de cele mai multe ori, în loc să se descurce, au încurcat situația. Dar lucru pe care l-am spus de atâtea ori și îl spunem, nu trebuie tot timpul să acceptăm ceea ce ni se transmite de la Bruxelles. Trebuie să mai
deschidem și noi capul la ce se întâmplă în teritoriu și oamenii care sunt practicieni de meserie, trebuie să fie implicați în ceea ce înseamnă strategiile și construcția lucrurilor care se întâmplă. Pe domeniul ăsta, că am analizat un pic și lucrurile, ar fi extraordinar de simple, dacă am vrea să fie simplu. Se confundă producătorul care pune în piață ambalajul cu cel care îl utilizează. Eu nu fac pahare sau nu fac sticle. Da? Eu fac vin. Păi dacă fac vin, eu poluez. Eu am cumpărat sticla de la prietenul meu de aici, care are fabrică de sticlă. El în momentul când a pus sticlele în piață, el trebuie să recuperate și îl pune pe el odată de plătește. Mă pune și pe mine să plătesc. Pune și supermarket. Pentru aceeași chestiune. O sticlă recuperată din piață, ori se iau bani de la 5-6 pe... Bine, legea spune că cel care produce în sensul în care procesează și folosește în activitatea lui diferite diferiți alte instrumente ambalante, care da, pot aduce prejudiciu mediului. Și aici dumneavoastră dumneavoastră e mult mai ușor că nu consumați decât struguri și evacuarea, de exemplu, evacuarea la restul unde se duc. Unde duc și da, multe chestii. Dar sunt alți procesatori care... Spune-mi de ce trebuie să plătesc eu pentru sticlă. De ce trebuie să plătesc ăla care pune apă minerală sau apă plată în sticlă? De ce trebuie să plătesc pentru ambalaj de carton când le face fabrica? Nu, ideea că trebuie să recuperate. Dar plătește și ăla, plătesc și eu, plătim pe ăla în toată lumea. Da, ce nu e există... Și mai departe, scuză-mă și cu asta, că n-ai fost și propriu, da. O chestiune foarte simplă. Mă frate, hai să stabilim de la început. Nu mă mai duci pe mine încă, am mai făcut încă șmecheri care trec din mână în mână toate chestiunile. Noi trebuie să poluăm, zicem că poluăm, da, cu ce? Cu sticlă. Cât e taxa? O plătesc la Ministerul Mediului. Din capul locului am intrări, i-am plătit. Mai departe, Ministerul Mediului și-a încasat banii. Mai trece prin trei mâini până ajunge la Ministerul Mediului, ca să ajungă prețul de 3 ori sau de 5 ori mai mare. Pentru că trebuie ca proprietarii celor trei mâini să încaseze niște bani, să-i bage un buzunar, să scoate din buzunarul la care îi bagă și să mai bage și în alte buzunare. Deci, într-adevăr, scuzați-mă, într-adevăr, dacă se vrea, se poate. Inclusiv când vorbim de concurența neloială, neloială cu produsele. Deci toată lumea vine și spune, domne, importăm, de unde importăm, ca să nu dăm nume acum. Dar puteți să dați nume, că produse de calitate inferioară. Da, oricum, pe asta atacă și siguranța sănătății populației. Și nu poți să controlezi asta, nu poți să faci analize, nu poți să pui niște norme și să oprești invazia de produse neconforme? Acest lucru, de asta vă spun, trebuie să ne gândim foarte serios dacă Uniunea Europeană, prin regulamentele care încearcă să le impună statelor membre, încearcă într-adevăr să crească nivelul de trai al cetățenilor și implicit al producătorului local, sau încearcă să creeze doar piața de desfacere. Și până acum s-a dovedit că a încercat să creeze doar o piață de desfacere. Știi bine că am fost primiți acolo pentru că suntem în mare piață asta, dar nu trebuie să acceptăm mereu. Și a trebuit să discutăm, dar nu trebuie să mai acceptăm. Ce mai făceam noi bun. Nu trebuie să mai acceptăm. Vă dau un exemplu acum. Păi dacă am fost primiți acolo, ne-au spus, ne-au forțat să primim și cotele obligatorii de imigranți. Știți acum ce discuție este în Parlamentul European? Discuția este așa, să plătim o taxă pe combustibil, pe carburant, ca să putem să o avem la dispoziția refugiaților. Păi dumneavoastră ați plătit-o? Este inadmisibil ce se poate întâmpla. Nu trebuie să mai acceptăm tot timpul ce ni se spune de la Bruxelles. Adică dacă vrem și... Adică dumneavoastră ați făcut și aveți o experiență foarte mare în agricultură. Până... Cu ce sunteți mai prejos decât un fermier din Austria sau din Germania? Cu nimic. Păi de ce trebuie să acceptăm aceste lucruri? Din 2020, cum va mai arăta subvenția? Pentru că a fost primul care a spus că vreți să renunțe la subvenții în toată Europa. Îmi mențin încă o dată punctul de vedere să se retragă subvenția tuturor statelor și să fie zero. Și am fost și mi-asum la acest lucru pentru că, vă spun de ce, mă scuzați domnul ministru, pe culoarele Parlamentului European se discută din ce în ce mai mult ca începând cu noua programare, cu viitoarea programare 2020, să dispară subvenția. Și atunci de ce să nu o cer eu, domnul ministru, ca stat membru, să nu mai îmi spună în 2020 nu mai aveți subvenție, să ne chinuim, să ne pregătim din nou. Să fim pregătiți, să vedem ei cum produc. Problema este următoare. Și eu am făcut aceasta și chiar am la Bruxelles am avut o discuție și după care am discutat cu doi miniștri, nu spun, din țări foarte puternice. Și eram foarte supărat. Și vă ia pe criteriu istoric, trebuie neapărat. Mă, fraților, când ne-ați băgat în Europa, m-a luat pe o chestiune personal. N-ar trebui să o spun aici. Nu, pentru noi. Și a zis,
vreau să vă spun, domnul Rădulescu, că dumneavoastră țările noi intrate sau țările da? Al cărui PIB este foarte mic, veți pierde. De ce? Nu veți putea, că fiecare ne vom susține agricultura noastră și noi care suntem, de exemplu, care, în care la, în PIB vine agricultura cu 1,5, spre deosebire la dumneavoastră care vine cu 7,5 și zice, dacă vă mai pun și industria alimentară, vă duceți în 14% din PIB. Noi vom putea susține foarte puternic agricultorii noștri și țara dumneavoastră și nu va putea face. Nu va putea. Nu își permite. Păi de ce? Păi banii sunt în momentul de față 42% din ce înseamnă bugetul Uniunii Europene merge pentru agricultură, da? Merge pentru toată lumea. Nu, dar merge pentru agricultură, da? La nivel european. Da. De ce din acești bani care sunt subvenționați, de ce să nu se împartă pe sectoarele pe care țările respective le consideră prioritare, domnul ministru? Haideți să vedem cât e contribuția noastră la Uniunea Europeană. E foarte simplu, nu contează, nu așa. Păi dacă luăm așa, o să fim tot timpul. Domnul ministru, înțelege că nu trebuie să acceptăm lucrurile astea. Noi trebuie să ne batem acolo. Nu, trebuie să ne batem ca în momentul în care se taie un tort se taie în felii, trebuie să fie 28 de felii egale. Pentru că dacă nu, nu noi, așa dar cum a spus și noastră, domnul ministru. Dacă nu-s de acord cu feliuța aia mea, dar 28-a care așa? Și plec acasă unde mama n-are de când mă măligă, rămâși fără tort. Domnul ministru, vă întreb altceva. Credeți că noi la resursele pe care noi le avem și producția pe care o aveam înainte să intrăm în Uniunea Europeană, credeți că am fi putut să supraviețuim fără Uniunea Europeană? Am fi putut să avem acum contracte bilaterale pe domeniul agricol cu alte țări care să ne valorifice potențialul? Răspundeți-mi cu da sau nu. Nu ajungea, numai cu ajutorul statului. Pe cu ajutorul statului vorbesc aici, cu o strategie încheiată. Ce despre ce vorbim? Întrebați numai pe Adrian să mă întrebați și pe mine. Și pe tine. Nu, hai întrebați-mă și pe mine. Domnul ministru spune că nu... Nu, hai că și... I-a spus hai să că este foarte bine. Domnul Parlament, hai să spun eu, domnule, dacă îmi permiți, da? Nu, domnule. După schimbările politice, nu. Nu rezistam. Deci, intrarea în Uniunea Europeană după schimbările astea politice, unii zic e revoluție, alții zic în alt fel, da, să-i zicem revoluție, nu, domnule. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru. Uitați-vă la țara asta, da? Faptul că a intrat în comunitatea europeană a făcut să apară multe case noi, a făcut ca în agricultură să apară multe utilaje noi. Și mulți oameni noi. Și e adevărat că se fură mult. Dar vreau să vă spun următorul lucru, domnule, dacă nu eram în comunitate, nu mai ar se dota nimeni, nu mai vedeți eu mașinile performante și tractoare. Aș vrea să vă contrazic. Nu, vă contraziceți degeaba. Da. Dar pot să vă contrazic, nu pot nu trebuie să fim de acord cu dumneavoastră. Și gata. Și gata, s-a terminat. Ce face comunitatea europeană? El încearcă să ne ducă și pe noi pe un drum cât de cât bun și zice, bă, dezvoltați clasa de mijloc, dezvoltați fermierea de mijloc. Dacă ar fi încercat vreo 10 ani, ne țineam preaderare. Stați că nu suntem la politică în partide diferite ca să nu ne lăsăm unul pe altul să vorbim. Deci ăla de la comunitate, deci eu termin și vă rog frumos până noastră continuați. Și vă spuneți părerea. Ăla de la comunitate zice, bă, dezvoltați fermele alea mijlocii, exact. Pe alea medii, dezvoltați clasa aia, ca aia e baza. Într-o societate civilizată, baza societății o reprezintă clasa de mijloc. Nu vârfurile al oligarhia de care zicea Adrian. Ori, asta încearcă, acolo încearcă să ne ducă comunitatea, numai că noi nu prea reușim. Dacă vedeți dumneavoastră, am spus de multe ori în studiul ăsta, când era domnul Daniel Constantin, un persoană simpatic așa la față, deci când făcea întâlniri cu noi, reprezentanții asociațiilor profesionale și interprofesionale, înainte cu o oră îi aducea pe aia 14 sau 15 mari și stabilea cu aia ce trebuia, ce vor aia și pe urmă venea la noi. Deci, domnule, în momentul când ăla are 40.000, 50.000, 30.000, 20.000 de hectare... Cât sunt de ăla, care, lasă-mă să spun, domnul parlamentar. Și în momentul când ăla e pe beneficiu de nu se poate, când ăla are acces la credit cu 3% și cu 4%, când ăsta la altul prăpădit are acces la credit sau n-are. Cu 10% și cu 12% sau cu 15% sau n-are, atunci dă-i diferențiat ajutorul ăla financiar, ca pe ăla să ridici mai mult... Și ăsta deci are problema, de unde problema să nu e
Uniunea Europeană, ci este finanțarea. Țara, da. E finanțarea. Deci nu e Uniunea Europeană. Am căzut de comun acord. Vă mulțumesc foarte mult. Exact asta vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Deci am fi putut să o ducem mai bine dacă noi am fi putut să ne conducem mai bine. Asta spuneți, da? Sigur că da. Deci nu Uniunea Europeană ne-a salvat pe noi. Că dacă vrea să ne salveze Uniunea Europeană, domnul Nedelcu, eu vă spun cum s-ar fi întâmplat. Ar fi spus așa. Noi funcționăm în momentul de față așa, după principiul roții de bicicletă. Ei sunt în față și ne spun așa, din punct de vedere al evoluției istorice, nu ne permitem să vă dăm mai mulți bani. Dar, în același timp, în tratatul de aderare se spune așa, încercarea de eliminare a diferențelor între societățile și regiunile din țările state membre. Dar nu așa, într-un an. Păi nu, d'acord cu dumneavoastră, d'acord cu dumneavoastră. Și atunci eu vă spun, dacă Uniunea Europeană vroia ca noi, România, să ne dezvoltăm, așa cum spuneți dumneavoastră, cred că ar fi spus așa, domne, cred că România, care este membra a Uniunii Europene, ca să ajungă la același nivel cu o țară, să spunem, la nivel mediu de trai, ar fi trebuit să stea vreo 15 ani în preaderare ca să le dăm foarte mulți bani. De ce n-au făcut acest lucru, domnul Nedel? E același lucru. Nu, hai să ne înțelegem. Fiecare are interesul lui și vrea o bucată mai mare de tort. Nu, lăsați-mă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm. Vorbeați de un tort adineauri și de porții egale. Păi da, e bine să avem porții egale, dar la tortul ăla punem făină, punem ouă, punem mălai, punem aceeași cantitate de făină și aceeași cantitate de mălai și aceeași de... Nu prea pune. De, păi, deci, ăla pune mai multă făină, mai mult mălai, mai multe ouă și eu conform banilor pe care îi alocăm la bugetul Uniunii Europene. Proporțional cu banii care îi dăm. Deci, hai să nu se împart banii așa. Hai să ne... Nu discutam despre principii, nu de modul cum... Așa, ca principiu. Păi asta e de principiu, da? Păi de asta zic. Discutam de principii, nu de... Nu poate fi un principiu funcțional. Dar stai să... Ai pus o întrebare și vreau să dau un răspuns. Și din cele 8 milioane de hectare arabile, 8 milioane vreo 300 pe care se ia subvenție, da? Da. 5 milioane 600 le lucrează 2700 de fermieri, 27.000 de fermieri din 950.000. Deci asta înseamnă că trebuie să lucrăm la capitalizarea fermierilor. Asta mijlocii. Înseamnă, da? Și mijlocii. Și capitalizarea fermierilor. Mai e ceva foarte important să știi. Ți apreciez faptul că ești cu adevărat un român și vrei niște lucruri. Așa, dar trebuie să ținem cont. Și e foarte bine. Și e foarte bine, pentru asta te felicit. Dar trebuie să ținem cont și de niște mici lucruri. Noi, dintr-o dată, vrem de la 650, ușa 650, da, și plugul la care puneam, schimbam lumenții de două ori pe zi, că nu rezistau, da? Și când eu, o să spun, în 1993, când am luat prima combină și am dat-o jos din vagon în gară, m-am dus, am pupat-o, n-am crezut, am zis, în viața vieților mele, erau 120.000 de dolari. Nu gândeam niciodată că pot să... Ascultă-mă! Un asemenea utilaj și așa mai departe. Și am zis, pentru mine și familia mea e rezolvată toată viața. Nu e, pentru că nu știam ce înseamnă economie de piață. Nu știam ce înseamnă faptul că utilajele mai și îmbătrânesc foarte rapid și trebuie să le schimb. Și sunt multe lucruri și mai ales am câștigat foarte mult vis-a-vis de intrarea în Uniunea Europeană a faptul că mergând afară mulți dintre tineri, în special, s-au întors aici și au făcut niște lucruri bune, pe care dacă nu le vezi, dar nu le faci. Dar nu ne împiedică nimeni să mergem în Uniunea Europeană, asta trebuie să înțelegem. Ba, suntem țară cu drepturi depline, nu ne împiedică nimeni. Păi nu, dar și vrem numai la drepturi depline acolo. Nu e adevărat, noi muncim. Ce, dumneavoastră nu munciți ca fermier? De acord cu tine. Nu scoateți grâul și produsele, nu le scoateți pe piața internațională? Sunt lucruri, exact ce spunea mai devreme colegul nostru aici. Noi participăm la tortul ăla de la Uniunea Europeană cu o sumă. Dar nu e adevărat. E, nu. Nu este adevărat acest lucru. Nu se împart banii proporțional. Nu se împart. Păi și atunci dacă nu se împart proporțional, de ce există în momentul în care ai o subvenționare care nu este egală? Numai să-ți explic. Noi am pus la tortul ăla niște bani. No, nu ne-a dat. Nu este o contribuție pentru fiecare stat, în funcție de numărul de locuitori. Și n-am primit felia de tort după banii aia. Ne-a dat mult mai mult. Interesul Uniunii Europene astăzi este și va fi o politică și mai mare, pentru că au greșit odată cu noi și văd că fac a doua greșeală cu emigranții care vin peste ei. Da, ei trebuie să facă eforturi să ne țină acasă, să ne industrializăm, altfel ne cem peste ei. Păi asta vă spun, eu vă spun următorul lucru. Acest lucru vreau să-l scot în relief. Dom'le, ideea și
interesul Uniunii Europene care este? Ca țara să se dezvolte. Cine știe cel mai bine cine se dezvoltă? Nu știe Nedelcu și cu Rădulescu? De ce de fiecare dată când ne ducem și noastră ați propus nenumărate programe și subprograme? De ce de fiecare dată am spus nu putem să dăm acest lucru? Nu putem să dăm bani pentru sistemul știu de irigații? Unde am picat noi în plasa lor? Eu vă spun în felul următor. Uite, nu trebuie să mai Nedelcu, uite unde am picat în plasa. Și eu am avut discuție cu ministrul agriculturii din Germania în 2011 și venise la noi să ne facă teoria că de ce primim noi mai puțin. Da? Apropo, ce spui tu. Și tu ai perfectă dreptate. Zic, domne, dumneavoastră de fapt că primim combine și nu știu, păi, dar ne-ați omorât industria și toată industria la voi. Când am intrat în Uniunea Europeană, de la 70.000 de euro o combină, ați făcut 150. Și ziceți că ne dați jumătate. De fapt, noi vă plătim integral și banii se duc tot la voi. Corect, de la voi cumpărăm îngrășăminte, de la voi cumpărăm herbicide, de la voi cumpărăm insecticide. Nu mai spuneți că agricultura noastră nu e performantă. Nu mai spuneți că noi nu suntem buni. Nu mai spuneți că noi nu ne pricepem. Pentru că numai dacă adaosul comercial și transportul din Germania și până în România a unui herbicid, a unui pesticid, bine că facem noi sămânță și da. Stai nițel că nu vezi că la asta logame luăm de la ei. Eu mor când și am pățit chestiunea asta și turbez. Combin. Băi, dacă și la combina zice e pentru est, stau pentru vest. Așa e. Dar acum faptul că cine împiedică pe de cealaltă parte, bun, nu se dau plățile directe, deci subvențiile care vin, dar am văzut, pe exercițiul financiar în decembrie, ministrul Achim Iorgu a spus că am trebuit să returnăm 800 de milioane de euro plus 300 de milioane penalizări, că nu am fost în stare să absorbim acele fonduri. Și acele fonduri, tot ministrul Irimescu a spus, le-am absorbit nu din cauza Uniunii, ci din cauza noastră, a românilor, care au pus fel și fel de piedici, o birocrație excesivă și am piedicat. Nu a noastră, a celor care au condus România. Ministru, exact. Secretar de stat, agenții de plăți, exact. Care pur și simplu s-au postat în poziția de noi dăm banii și voi sunteți slugile. Și atunci, haide să vezi, pentru că aici turbez dacă mă întreb, când după 3 ani sau 4 ani, tu ești cel care depun la tine proiectul și ești la una din agenții, da? Și dacă sunt 5 în instituția aia, fiecare are o altă interpretare. Bun, și aici vă întreb. Iar el, conform legislației, nu pățește nimic. Nu, și aici trebuie domnule Bega. Adică Uniunea Europeană ne dă, dar să ne bage și în sac acum. Nu. Uniunea Europeană ne dă, dar de fiecare dată noi când am cerut și avem nenumărate discuții și dumneavoastră știți foarte bine, experții din România merg și discută cu experții de la Comisia Europeană, care, la fel ca peste tot în lumea asta, sunt și români din nefericire. Și spun din nefericire pentru că sunt puțini acolo. Și de fiecare dată când ne-am dus aici cu o speță, au spus, zice, nu domne, trebuie să returnați că nu e interpretarea bună. Deci, haideți să lămurim o chestiune. Păi o lămurim, dar asta este situația. Aici cunosc bine situația, să știi. În momentul când s-au dus într-adevăr oameni specialiști și au bătut cu pumnul în masă, pentru că noi confundăm specialiștii cu funcționarii de birou. Cu funcționarii de birou. Așa. Da? Băi, omule, specialist e unul care visează de la A la Z. Ce am să-l dau exemplu. Știi când am luptat pentru chestiunea cu bunăstare la pastră și porc? Și domnul Tabără, pentru că avea ceva personal cu mine, în loc să mă trimit pe unul care știam, l-a trimis pe Tanțoș. Ok, un băiat extraordinar. Tanțoș m-a sunat de la Bruxelles și... Simpatic era. Simpatic. Dar nu era să ia de mână cu Daniel Constantin. Nu era meseria lui. Omul dar lăsați că Daniel Constantin a făcut și lucruri bune. N-a făcut numai lucruri. Hai că nu discutăm. Mă sună de la Bruxelles, fii atent aici, și mă întreba anumite lucruri. De transportul animalelor, de astea, câte în cap, în mașină și așa mai departe. Îți dai seama cum să susții acolo. Depinde de mașină, nu i-a spus. Eu îl condam pe cel care l-a trimis, da? Și cine a fost cu el, mă, frate? Au fost doi juriști. Și vreau să pun. Și îl întreabă, să vezi, de ce nu s-a obținut? Zice, domne, dar de ce vă trebuie lumină la porci și la păsări, domne? Că nu înțeleg. Se vede să citească. Și zice, domne, zice, el, unul din ei acolo, nu știu care a scos pe la asta, zice, domne, păi la noi, zice, n-avem ferestre. Și atunci și aici când am aplicat, a zis, care au ferestre? Nu primesc? Nu primesc. Care au ferestre? Primesc. Vrei să te duc să vezi că au închis alele ca să primească? Au închis alele toți. Da. Păi asta este inventivitatea de român. Deci noi de fapt suntem de aceeași parte a barigadei și avem aceleași idei. Da? Eu sper, mulțumesc problema, mult dacă sunt problema, de exemplu, între dumneata și mine, da? Diferența este modul de abordare. Da? Și eu, și trebuie să fiți de acord cu mine aici, apropo de ce spunea Adriana din aur, depinde cum abordezi problema.
și depinde ce ceri. Dacă ceri lucruri care nu se pot, sunt inacceptabile, dintr-o dată n-ai ce să discuți. Când ele sunt pe muchie de cuțit, atunci poți să începi. Când sunt clare, fără muchie de cuțit, iar, dar în momentul când unu, ești specialist și cunoști bine problema, ai argumente la tot ce te întreabă ăla și poți să susții foarte bine poziția, da? Și atunci, când te întreabă ăla, știi ce să-i răspunzi, de ce-i trebuie lumină, apropo. Pe de altă parte, așa cum am zis adineauri, modul de abordare, da? Doamne, e bine să dai cu pumnul în masă. Dar când dai cu pumnul în masă, trebuie să ai un pumn solid, tare. Nu, da? Trebuie să avem o coerență nu, în gândire. Toți gândim la fel, pumnul, dar noi știți că adică, nu vrem pe urmă devine, să înțelegem. Devine tot chestia argumentul. Pumnul puternic este argument. Argumentul este simplu. Nu poți nu să faci. Simplu. Ba da, din punctul meu de vedere este foarte simplu și cu toți oamenii care am vorbit este foarte simplu. Nu e simplu. Eu vă spun că este simplu. Nu poți să ai un același preț atâta vreme cât privești o subvenționare diferențiată. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că românii că fermierii români se mulțumesc cu ce primesc. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu ce primim, pentru că nu suntem unii care au venit acolo doar așa de dragul de a trece în Uniunea Europeană. Bun, da, subvențiile vor crește gradual la fiecare an care trece până în 2020. În 2020 va termina. Și vom vedea în 2020 nu vom fi pregătiți din nou. Ascultă-mă. Și voi fi la aceeași masă cu domnul Nedelcu să ne ajute la să ne dea Dumnezeu să fim sănătoși. Și după asta domnul Nedelcu la 2020. Noi nu suntem păi e același lucru. La noi a crescut cu 5% și la ei a crescut cu 40%. Domnule parlamentar, la 2020 avem cadastru, domne. Avem condiția cadastrului a 2020. Care nici nu s-a început. Deci, oameni buni, n-ai cadastru, nu mai primești un sfânt. Deci trebuie să lucrăm coerent și trebuie să lucrăm cu toții în aceeași direcție. Pentru că agricultura, așa cum spunea și dumneavoastră, nu are culoare politică. Avem noi simpatii, indiferent cine a fost și cine a trecut pe la minister. Dar trebuie să lucrăm coerent în aceeași direcție. Și eu cred că acum avem o șansă mare. Adică ei trebuie să lucreze. Instituțiile. Da. Instituțiile împreună cu cei care sunt direct implicați, care sunt beneficiarii. Nu? Da. Păi dacă noi suntem beneficiarii, trebuie să lucrăm și noi, nu? Total de acord. Păi aici deci trebuie el, să spun. El trebuie să te aibă pe tine, organizațiile profesionale, interprofesionale, trebuie să aibă parte, nu numai să te aibă parte. În permanență trebuie acest lucru. În permanență trebuie acest lucru. Hai să-ți dau un următor exemplu. La noi trebuie să înțelegi că suntem prima generație de ceea ce înseamnă economia de piață. Toți. Da, așa. Da? Prima generație, deocamdată. Și ne comparăm cu cei de acolo. Eu am fost și în Statele Unite și m-am dus peste tot în lumea asta, o capitalistă și tu ai fost și... Așa. Bun, ideea este așa. Dom'le, când îl pui pe un director de agenție și care el n-are nicio legătură cu ceea ce înseamnă activitatea economică. E băiat citit că la noi merge pe chestiunea asta. 2-3 facultăți, masterate, nu știu câte limbi străine și e nota 10. Bun. Nu sunt împotriva lor, e ok, trebuie chestiunea asta, dar trebuie și trebuie latura... Și schimb de mâine, sigur. Da, latura practică de mâine. El când este legat pur și simplu de un salariu care înseamnă 120.000 de lei, adică 12.000 de lei pe lună, care înseamnă mașină, care înseamnă casă și tot ce vrei tu, nu o să se lupte decât să-și țină funcția aia, nu o să se lupte niciodată pentru fermier și să se bată cu funcționarul de la Bruxelles. Care funcționarul de la Bruxelles? Fie că este un fiu de fost fermier, fie că este fiu provenit într-o familie unde nu-și pune problema socială, adică nu-și pune... El este atât de profesionist încât nu... bate cu pumnul în masă, îți face ce... Nu sunt, domnul Rădulescu, mai bun decât noi. Nu sunt mai bun decât noi. Nu mai bun. Zice altceva. Ăla are existența asigurată. N-are nimic, domnul Nedelcu. Au o mână de oameni care direcționează politica europeană în direcția care le convine lor. Germaniei, Franței și altor câteva state. Despre asta vorbim. Nu vorbeam de cei vorbeam cei care reprezintă țări, statele la Bruxelles. Cum reprezintă ai noștri? Cum ai noștri să duc să negocieze același lucru? Uită-te să vezi cum negociază reprezentantul fermierilor francezi, reprezentantul fermierilor italieni și așa mai departe. Hai să vezi că ei nu pun problema că l-am supărat pe ăla de la Bruxelles și o să sune în țară și mă dă afară. Să mă dea, dar eu rezolv problema. Am înțeles, corect. Da. Așa este. Scuze, eu am înțeles altceva. Apropo de cadastru, vreau să vă spun. Nu-i nimic, ne murim. Vreau să vă spun de cadastru, domnilor, la TVR, la Viața Satului, unul dintre directorii executivi
ai APIA, domnul Horumba, a spus așa. Directorul adjunct executiv, a spus așa: am avut o discuție cu Agenția Națională de Cadastru și am observat că la momentul acesta au 16 comune, dacă nu mă înșel, cu cadastru finalizat. Cadastru pe terenurile agricole. De asemenea, mai există sporadic, așa cum numesc dânsii, cu parcele cadastrate din cu totul alte motive, care au ținut de proprietar. Începând cu 2016, încheiem un protocol de colaborare cu dânsii și ne vor pune la dispoziție stratul cu poligoanele acestor parcele, astfel încât fermierilor care nu sunt proprietari în zona aceasta să le fie mai ușor să se orienteze în teren. Și mai spune că APIA vă va comunica dumneavoastră fermierilor stadiul mine, în care se află și cadastru. Și dacă la mine nu are cadastru, cu ce mă ajută? Sau dacă am, cu ce mă ajută? Asta e o prostie ce-i vorbește, abar n-are nimic. De unde a venit băiatul ăsta? Nu știu. Dar stai să spun, scuză-mă, că eu m-am ocupat de cadastru în 2011-2012, când am fost președinte Comisiei de Agricultură. Am făcut legea, a intrat în Parlament, am găsit și bani. Escrocii care fac cadastru privat au întors-o. Aici vorbim de faptul că nu vrea, nu se dorește nici cei care guvernează, nici guvernul n-a vrut, nici. Sunt bandiți ăștia care în loc bine, un cadastru pe hectar costă, dacă îl faci la nivel de comună, 50 de lei. Și dacă îl fac, mă costă 16.000 sau 2.000 de lei. 1.600 sau... cât m-am și 16 milioane, 20 de milioane. Da. Și numai o secundă și termin. Am făcut programul. Ei aveau toate chestiunile astea. La nivel de localitate se face foarte ușor, că e o mare problemă. Noi dând cu pasul, dând cu compasul, dând cu ce vrei tu, o să vezi că într-o parcelă rămân unii fără... Da. Și trebuie mutat în o altă parcelă. Sau trebuie diminuat la toată lumea, da? Sau trece prin șosea. Și nu poți decât așa, că altfel o să trezești că noi trei facem cadastru și tu care ești ultimul, la tine n-a mai rămas teren. Și poți să ai și acte, să ne dai și în judecată și ai rămas fără teren. Da? Nu se dorește. Cei de la cadastru mi-au zis așa, din veniturile noastre. Și dacă facem chestiunea asta, nu avem nevoie de bani de la guvern. Da, da. De la 50 de lei la 2000 de lei. N-apărți pagile, da? Coerența că toți am fost la guvernare, domnul ministru. Am făcut un cadastru, scuze-mă, acum... Da, mă, dar nu se vrea. Știi că cine, în Parlament să vrem votează. Trebuie să vrem o dată pentru totdeauna, dacă vrem. Nu mai putem să ne vrea, nu mai luăm subvențiile, dacă nu mai exista în 2020 și subvenții. Și interesează pe... Păi dumneavoastră să vă interesează de fermieri. Mă interesează, dar pe ăla care face cadastru interesează să nu fie așa. Și vă mai dau un citat din domnul director de la APIA. Spune: mai mult decât atât, din punctul nostru de vedere, adică la APIA, intervine facilitatea și pentru ceilalți fermieri care se află într-un bloc fizic în care o parcelă cadastrată este cadastrată, pentru că acea parcelă este practic pilonul fix. Este locul fix față de care toți ceilalți se orientează atunci când își declară terenul. Este un pas înainte și sper să continue în acest sens. S-a dovedit că a făcut cadastru prost și au trecut peste șosea și sunt parcelele împărțite și blocurile fizice sunt separate. Una e cadastrarea și alta e că vezi, doamne... Deci, în primul rând, trebuie identificarea tuturor celor 9.700.000 de hectare de teren arabil. Trebuie identificarea făcută, că ne trezim iară că o să cadastrăm în Bulgaria și o să primească subvenția aia din Bulgaria. Și după aia trebuie orientarea pe fermieri, care la rândul lor depune în fiecare... Am cerut să se reîntoarcă cadastrul la Ministerul Agriculturii. Și asta era treaba Ministerului Agriculturii. El trebuie să spună, bă, frate, eu vreau cadastrul la mine, eu în 2020 nu mai pot să dau bani la ăștia. Scuze-mă, Adriane, eu am discutat cu actualul ministru, domnul Achimescu, și mi-a spus că a cerut și intenționează să ceară primul ministru ca să vină la Ministerul Agriculturii cadastru extravilan. Adică partea de extravilan să le ia și să le dirigeze. Exact ce spuneai tu, că ai cerut tu, și este într-adevăr un lucru foarte bun. Sigur că ce spunea domnul parlamentar este într-adevăr de foarte bun simț și clar. Dacă n-ai fixate clar are 9 milioane sau câte sunt, nu știi în ce să te încadrezi. Sigur. Adică dacă n-ai marginile, domnule, astea sunt limitele în care să mă încadrez. Și noi am mai discutat aici chestiunea asta. A existat o propunere și am văzut iar că se reia ca într-un proiect cu Microsoft-ul și cu o firmă din Austria, pe bani puțini, să se facă o asemenea chestiune și o identificare a terenilor care reduce timpul de cadastrare la jumătate. Omule, fac al noștri, mi-a zis că domnul Rădurescu. Păi cu ai noștri. Să facă al noștri, dar să aibă situația clară. Ăsta face frame-ul ăsta general, da?
Și pe baza lui ăsta vin firmele de cadastru și le completează, dar nu 5 firme de cadastru care la rândul lor fac subcontracte și nu știu ce. Nu, domnule, le ia Ministerul Agriculturii, așa cum vorbim, și iau pentru fiecare unitate de asta OAT administrativă teritorial, cât am? Dar am avut ISPIF-ul și cu irigația. Eu vă spun ce am pățit atunci când m-am sunt în 2010 la agricultură. Știi că noi aveam problemă cu să ne dea subvenția vis-a-vis de faptul că la 3 ani eram obligați să facem tot teritoriul ortofotoplanul. Și din 3 în 3 ani. Și se făcea 35% sau cât era, 30% în fiecare an. Și când îi chem la mine și de ce nu ne-au venit, că nu puteam să facem plățile, știi? Nu ne dea voie Bruxelles. Și atunci... Nu ne dea voie Bruxelles. Nu, în ce sens? Nu mai spuneți așa, domnul ministru, nu ne dea voie Bruxelles. Suntem și noi colegi cu ei. Nu. Ba da, ne dădeam condițiile în care trebuia să demonstrăm că am făcut ortofotoplanul. Trebuia să îndeplinim condiția, domnule. N-am făcut ortofotoplanul. Intri la firmă dacă ai bilet, domnule. Da. Dacă n-ai bilet, cum să intri la sala de cine? Atunci era comisar domnul Cioloș, ca să știi. Și atunci vorbesc cu dumnealui și explic domnul comisar ce se întâmplă. Am aflat și eu atunci. Câștigaseră licitația niște spanioli. Cum închiriau avioane de făceau chestia asta de la niște nemți. Iar pe zona noastră de graniță n-au putut să facă niciodată pe partea cu Iugoslavia și cu Ucraina. Pentru că nu le dădeau voie. Bun. Și vorbesc la armata română și întreb, bă, noi n-avem avioane de luăm de bătă? Avem, da? Ce n-a? Păi zice, n-avem bani pentru combustibil și să zburăm cu ele, că mai înțeles? Băi, discut toată povestea asta, domnul Oprea a avut aici, a fost alături de mine, și discutăm cu ei. Ai noștri nu se puteau pregăti tot din cauza că n-aveau buget. 20 de milioane în fiecare an, da? Au făcut repede o ordonanță de urgență într-o noapte ca să nu se afle cine treia să afle din chestiunea asta, a intrat în CSAT cu o atribuire directă la armată și armata noastră i-am dat 5 milioane parcă imediat și au cumpărat aparatele astea, că nu se fotografiază oricând și ori. E o complicație puternică. Deci ați făcut și dumneavoastră lucruri bune în timpul guvernării dumneavoastră. Și armata noastră zboară, se instruiește, face și chestiunile astea și avem și ortofotoplanurile făcute la noi, da? Se poate, da? Dar ce? Așa ești cu cadastru. Nu vrea nimeni. Adriane, apropo de zborul armatei și de legătura cu relația cu Apia, unde la Apia este un domn drăguț, așa, domnul Crainic, care se ocupă cu chestia asta, da? Și unde, după fotografiile care le fac ăștia, odată e piatră, altă dată e pădure, altă dată e pășune, în funcție de cum cade soarele, de cum câte zăpade acolo, este așa... Aici e șmecheria lui Apia. Hai să... Știi ce rezonanța asta e șmecheria domnului Crainic. Rezonanța aparatului de 2 cm. La 2 cm. Adică acuratețea, ziceți. Acuratețea. La 2 cm. Știți că avem o altă problemă acum. Domnilor, știți că vă rog să-mi permite. Este în dezbatere. Vă rog eu frumos, lăsați-mă numai o clipă să vă propun o chestie. Sunteți de acord ca noi trei de aici din platou să-i propunem domnului Rareș ca de fiecare dată când începe emisiunea să scrie, ne adresăm cum vrea el, dar să scrie, este necesar cadastru până în 2020? Da, o campanie pentru cadastrare. Trebuie să facem o campanie pentru cadastrare, sigur. Atenție, 2020... Băi, la fiecare emisiune să apară chestia asta, este necesară cadastrarea, că altfel pierdem subvenția. Adresată cui vrei tu. Nu a început încă cadastrarea. Dar mai este timp fizic? Cum eu sunt de acord. Dar mai este timp. 17, 18, este. 19, 20 avem. Dacă ne luăm în 20 e bine să avem cadastrare, că dacă ne luăm, mai avem subvenționare. Dacă ne luăm. Dar e bine să avem, că facem dacă, ceva. Dacă ne luăm acum, dacă ne luăm noi, dacă se iau ei, împinși de noi, au. Dar eu vreau să vă spun următorul lucru. Există în momentul de față în dezbatere un raport de inițiativă făcut de un francez care privește coeziunea pe ce înseamnă regiunile montane din Uniunea Europeană. Să vedeți atunci ce o să avem. Să vedeți atunci, pentru că bineînțeles, francezii au un mare interes să fac acest lucru. Eu am reușit să vorbesc și mă bucur nespus că am reușit să vorbesc cu domnul profesor Rei și cu domnul Voloșenuc și am reușit cât de cât să începem să lucrăm, să facem niște amendamente la proiectul inițial. Dar mie mi-e teamă de următorul lucru. Că se va ajunge din nou în Parlamentul European, așa cum spuneați dumneavoastră, că Europa asta vrea și binele României
Și va spune așa, se va uita pe amendamentele astea care spune, pe cine avantajează aceste amendamente? Și o să zic acolo, bă, România este una dintre cele mai mari avantajate, pentru că încă avem 2 milioane de hectare de pășune declarate, de da? Și să vedeți atunci cum se scade și o să spună, nu mai e bun așa. Noi avem o lege a muntelui, din câte înțeleg eu, în 2004 aprobată și înțeleg acum de la domnul Rei că există în rediscutare, acum cu, tocmai pentru a proteja cât de cât crescătorii și produsul montan. Dar ce o să se întâmple atunci, domnul Nedelcu, vă întreb eu dumneavoastră, dacă Uniunea Europeană prin comisie o să spună, o să tăiem aceste amendamente care ar putea să faciliteze într-un fel România. Atunci păi se întrebe ce nu fac parlamentarii. Păi parlamentarii fac același lucru pe care noi facem același lucru. De asta am și luat legătura cu domnul Rei ca să putem să facem modificările respective. Dar interesul care este? Că spuneam, revenim la ce înseamnă. Europa vrea binele. Nu stai să ce așa amendamente avantajează și Franța? Păi avantajează. Păi exact asta îi spuneam. Păi Franța, Germania, da, păi au ăștia la munți acolo. Numai că ei au deja produsul montan, deja l-au pe piață. Este un raport de inițiativă, vă atrag atenția, raportul de inițiativă este făcut de cineva cu o anumită direcție. Bun, ce scrie în raportul? Păi scrie că este necesară în momentul de față definirea zonei montane, zonei alpine și așa mai departe, pe care noi n-am făcut-o până în momentul de față, că n-am avut-o din varii motive. Produsul montan, deci cum se face valorificarea pe lanțul alimentar și așa mai departe. Și o să ne trezim, ei având deja lanțul acesta funcțional, cum să spună, zice, veți primi bani pe această direcție, pe acest sector, dacă îndepliniți următoarele condiții, pe care ei deja le îndeplinesc. Păi, vi se pare corect dumneavoastră așa? Nu. Deci, dumneavoastră aveți dreptate. Eu trebuie să le îndeplinesc până la un moment dat. Da. Problema este când este acel moment. Momentul e zero. Nu, dacă momentul zero momentul e zero, acum raportul de inițiativă. Acum este raportul de inițiativă. Doamne, atunci, dumneavoastră, parlamentarii români, trebuie să vă bateți și instituțiile românești. Asta ce să vă spun, abilitate, instituția primului ministru, instituția ministrului agriculturii să se bată ca momentul ăla de care discutăm noi, zero, să nu fie acum, ci să fie peste 4 ani, peste 5 ani, când împreună cu domnul Rei și cu cine mai putem să facem să se facă. Asta încerc să vă explic acum. Eu nu cred că nu putem să o facem. Că ne trebuie 2 ani, că ne trebuie 3 ani, dar spunem că ne trebuie. Vă reamintesc încă un lucru și dumneavoastră știți foarte bine. S-a dus președintele Băsescu să ceară bani și pentru sistemul de irigații. Ce i-a zis Comisia Europeană? Că nu poate că va fi considerat așa și așa mai departe. Deci instituțiile funcționează, problema este dacă vreți interesul pe care prin Comisia Europeană le exercită anumite țări. Păi bun, ele... Aici trebuie să ne gândim noi. Dacă noi tot timpul acceptăm și spunem, da, domne, noi trebuie să ținem cont și de principiile istorice, pentru că am avut, cum au spus la început, primiți subvenția ta pe teren pentru că ați declarat producția mai mică. Păi bă, frate, stai puțin, păi mă iei din 1300? Da. Domnul parlamentar, nu pot să iau, să accept s-a așa. S-a dus ex-președintele Băsescu și a cerut bani pentru irigații. Da. Și ăștia i-au zis halt. Eu nu știu cum a cerut ex-președintele Băsescu bani pentru irigații. Dacă s-a dus și a spus, am avut 3 milioane de hectare irigate. Nu, eu cred că s-a dus pregătit bine. Nu asta e problema. S-a dus cu niște proiecte, s-a dus Constantin cu Ponta. Eu nu spun că n-a fost bine. Eu spun că depinde cu... Apropo de ce vreau mai trebuie. Dacă te duci și... Cred că dacă te duci și îi spui, domnule, conform previziunilor tuturor specialiștilor în meteorologie și nu știu ce și cu tare, în următorii ani se întâmplă și România va fi deșertificată și am asta și am de-a lungul Dunării. Hai să ne înțelegem. Există un program. Nu știu, zic. Există un program economic ăsta care de 7 ani, da? Da. L-am avut noi 2007-2013, 2014-2020. Da. N-am fost în stare să îl punem atunci, mai vorbim în 2020. Da, dar eu vreau să mă mai spun încă un lucru. De ce țin? Credeți că ei nu știu despre ce e vorba? Suntem singura țară care am avut un sistem de irigație funcțional pe 30% din suprafața arabilă. Știți ce înseamnă asta dacă România o pune în acțiune? Funcțional, dar nu eficient. Doamne, funcțional am spus. Că dacă vrei să faci eficient, trebuie să investești în el. E firesc să faci lucrul ăsta. Dar este funcțional. Există un design, există o bază, da? Știți ce înseamnă acest lucru? Să ai 3 milioane de hectare irigabile?
Înseamnă că îi cam decapitez pe ceilalți. Știm, păi asta vă spun. Problema este că... Dar domnule Rebega, dar putem și noi, cum negociază și alte state mai mici, că marile puteri tot timpul au făcut jocurile în Europa, da? Așa? Să le dăm ceva la schimb care să intereseze pe ele. Că putem face o negociere, nu neapărat în agricultură și în alte domenii. Putem face... Noi luăm, nu știu, imigranți și ei ne dau nouă... Nu, asta de exemplu. Asta de exemplu că e actual. Să facem negociere cu ei. Asta e... Să le dăm nimic la schimb pentru că suntem în aceeași echipă. Păi sunt 28 de state care trebuie să beneficieze, dacă vreți, de un programe similare de dezvoltare pe direcțiile pe care fiecare guvern național îl consideră prioritar. De acord cu noastră, dar ei au valori parlamentare, au multe voturi. Deci, pe ansamblu, Constituția și strategia de dezvoltare a Uniunii Europene ca și entitate de 28 de state trebuie să meargă în aceeași direcție pentru cele 28. Da, fiecare are interese. Are interese. Nu, da, aici suntem toți de acord. Dar noi am greșit foarte mult pe ceea ce înseamnă realizarea infrastructurii și uite, domnul Nedelcu poate să confirme. Facem livezi, da? Unde vindem fructele? Domnul Nedelcu? Știi ce plătești? Știu, da. Da? Da. Unde vindem fructele? Că n-avem. N-am făcut infrastructura care să... Uite, vorbim despre cereale. Avem 5 traderi în România care fac jocurile și care ne dau lege, că de fapt ei ne plâng de milă că ne și subvenționează. Ei fac munca asta degeaba. Deci da? Fac și bani psihologii cu noi după ce da, ne auziți, arată, aveți da? O mare șansă să facem o asociere a fermierilor cu toți și ați avut, avut șansa să faceți cu acest consorțiu. Păi asta înseamnă capitalizare. Stați că uitați. Uitați educația română și mentalitatea lui. Da, da, stați puțin, dacă discutăm tot timpul că suntem și facem și nu vrem să facem și așa mai departe, nu o să ajungem niciodată. Trebuie odată trasă linie și să zunem în felul următor. Hai, uite, facem așa. Mâine hotărâm. Dom'le, haide, în primul rând, ce ne lipsește? Ne lipsesc banii. Mă scuzați o secundă, da? Ca să avem bani, ce trebuie să facem? Trebuie să avem o bancă de stat care e a fermierului. Dom'le, hai să facem, să inventăm o bancă a fermierului. Indiferent cum. Cădeți de comun acord cu toții și toate instituțiile sunt de acord și zic, bă, în momentul în care zic, avem nevoie de bancă asta. Asta înseamnă capitalizare, da? În momentul acela... Nu. Până la bancă avem următoarea chestiune. Noi trebuie să o luăm cu final, cu valorificarea mărfii. Da? Uite-te la noi, că n-avem depozite de frig, de niciun fel, de legume și fructe, de ce vrei tu, le-am distrus și așa mai departe. Dar nu merge nici chestiunea cu cartofi. Hai să ne uităm la cereale, da? Nu, și depozitele ale cui sunt? No, ale altora, nu ale... Dar da? Asta stai, că e foarte important, ascultă-mă aici. Hai să discutăm despre cereale, dacă vrei. Hai să vezi ale cui sunt depozitele de cereale din România. Astea sunt foarte mici. Dar presupunând că, uite, peste noapte facem noi depozite, facem de toate și suntem 1 milion de fermieri care vrem să vindem 2 milioane de tone sau 3 de cereale. Cine ne bagă pe noi pe o piață unde nu ne cunoaște nimeni? Păi stați puțin, dacă stăm tot timpul să ne bage cineva, nu o să ne bage nimeni. Da, asta este, așa se întâmplă în momentul de față în Uniunea Europeană. Spune așa, domne, vrem să deschidem piețe emergente, să deschidem piețe pentru valorificare și nu fac nimic. Știți ce investiții are Uniunea Europeană pentru promovare produse? 120 de milioane. Știți ce înseamnă asta? Nimic. Zero. Atunci, dumneavoastră, noi ce trebuie să gândim? Să gândim în felul următor. Haideți, domne, să refacem contractele bilaterale care le-am avut pentru că asociația lui Nedelcu sau asociația lui Rădulescu pe cultură ajută, mare... Ne bagă în faliment în 30 de secunde după emisiune. O să-ți dau 3 exemple. Acum așa ai să domnilor, vezi că... Domnilor, o întrebare... Nu, eu nu cred că e așa. Domnilor, deci gândirea este corectă și așa trebuie. Fără niciun fel de discuție. Corect. Ai și eu mă rup de ani de zile pentru chestia asta. Și cu tot respectul pentru ăsta, pentru Laurențiu, da? Laurențiu Baciu, pentru la par. Da? Da. Care trebuie, să spun, felicitat pentru modul în care se luptă. Dar, i-am spus, mă, Laurențiu, fă-ți, mă, un serviciu la tine, la liga aia, care să se ocupe. Deodată, dă cumpărarea centralizată a inputurilor și dă vânzarea produselor. Dar e foarte simplu. Și ți-l faci tu la tine acolo acasă, mă. Și nu mai ai nevoie nici de aia 5 mari trader și prin... Da, mă, și dar prin, nu uita că toți fermierii sunt abonați la traderea și fiecare are cât un interes. Și știi ce se întâmplă? Știu. Păi, domnilor, așa o ultimă întrebare la cu vânzările de produse în asociere. Doare, păi, cea mai mare, că mi-a adus aminte, da. Și sunt și cu asta închei. Vă rog, te rog. Camerele agricole, da? Camerele agricole eram la un pas. Noi dacă făceam acele camere agricole, aveam N rezultate. Nimeni, agricultorii au înțeles, politicienii le-au distrus. Punct. O ultimă întrebare și un răspuns scurt, așa, de final, tot la aceeași emisiune de la TVR. Domnul Horumba a spus că subvenția medie ar putea fi de 170 de euro pe hectar.
dar că este o estimare și că acest lucru se va afla, cifra exactă se va afla abia într-o lună și jumătate. E secret. Măi, am văzut astăzi partea asta de emisiune, da? Da. Dar domnul director adjunct, când ea, ăsta mă, cum îl cheamă, Ilie Dan, când Ilie Dan i-a pus pozițiile, cifre una lângă alta, n-ajungea deloc la 170. Și domnul director n-a reușit deloc să demonteze 145 a lui Ilie Dan. Păi de asta mai lucrează la ele, să vadă cum le armonizează. Adică să mai strecoare pântre ele ceva, să dea datele. Banii care provin în momentul de față pentru subvenționare, eu cred că ar trebui să meargă în capitalizarea fermierilor fără doar și poate și cred că ar trebui să cerem noi să se facă o bancă care să aibă capitalizare de fermieri în România. Îmi permiteți? Vă rog. Cecul, nu trebuie să creezi o bancă. Ai cecul. Cecul care are filiale peste tot în România și pătrunde cel mai adânc în sistemul, dacă vrei, stat administrativ al țării. Și poate să fie o asemenea bancă. Cecul poate să fie o asemenea bancă pe care poți să o folosești. Lucrați cu cecul? Eu da. Da. Bun. Nu, avem destule probleme. Nu, stai în țară. Adriane, eu ți-am spus că poate să fie. Da. Pentru că, da, ai dreptate. Avem probleme în sistemul bancar pentru că găsești la direcția juridică copii sub 30 de ani care habar n-au de nimic, da? Ei, acum nu vârsta înseamnă că... Nu e vorba de vârstă, e vorba de cum au ajuns acolo. Domnule Rădulescu, 170 de euro, dacă e această sumă, este o sumă rezonabilă? Ca și medie? Păi normal că nu este, având în vedere că ai concurență neloială pe 340, pe 450. Păi doar nu să spună că e rezonabilă. Asta înseamnă că e de acord cu ce facă ea diferențiere. Cum să fie de acord? Lasă-l să spun. Nu, dar stai să ne murim, că astea s-au discutat și s-au negociat. De acord cu dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră în totalitate. Dar nu puteți să spuneți că e suficient. Nu este suficient. Mai că alții au mai mult. M-a auzit pe mine că am spus că e suficient. Mi-era teamă că să spuneți. Eu, întrebarea mea era, dar nu m-ai lăsat, suficient pentru ce? Asta le-am înțeles, suficient pentru ce? Bun, deci să înțeleg că nu este suficient. Da. Deci, Rares, ce vreau să spun este că în lumea asta modernă, tot omul este de acord, care înțelege puțin ce înseamnă agricultura, că agricultura nu merge fără subvenții. Și, într-adevăr, societatea trebuie să-și subvenționeze agricultura. Da? Și sunt multe lucruri pe care le suportă fermierul și apropo de investiții. Și trebuie să-și tragă curentul. Trebuie să-și... Și eu cred că trebuie subvenționată în mod egal peste tot în cele 28 de state. Altfel nu o să putem să facem... După părerea dumneavoastră, în 2020 vom mai avea sau nu avea subvenții? Nu cred că vom mai avea subvenții. Nu mai avem subvenții în 2020. Domnilor, vă mulțumesc. Ca să vă spun un lucru, domnule Derbu, niciodată nu vom... Păi să vă spun de ce. Discuția este în felul următor. Ca noi să avem acelea subvenții care le au nemții sau cine, înseamnă o creștere de buget. În momentul de față, bugetul pentru agricultură, pentru sectorul agricol la nivelul Uniunii Europene este 42%. Credeți dumneavoastră că mărirea pentru celelalte state care nu au un nivel de subvenționare așa de mare ca Germania sau ca Franța vor mai adăuga și vor accepta ca bugetul să crească până în 55-60% pentru subvenționare? Dar de ce nu luați în considerare? Stai să spun eu de ce nu sunt de acord cu tine, fii atent. Pentru că nu știi ce se întâmplă astăzi în agricultură. În anul 2020, în România, vor fi 20% români agricultori și 80% din Uniunea Europeană. Și atunci vom avea subvenții toți. Și mai este o chestie. De ce nu luați în considerare că acel 42% rămâne 42%, se egalizează nivelul pe toate țările, dar se egalizează la aia în jos, la noi în sus? Niciodată. De ce nu luați în considerare asta? Mulțumesc. Adică credeți că este mai simplu să nu mai dea deloc? Da. Decât să... Nu. Vor direcționa banii pentru alte sectoare. Vă mulțumesc mult de tot pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc Adinei Buzatu pentru ținut. Urmează Agrometeo. Toate cele bune. La revedere.